Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Etalare despre luna plină din pești de aseară și din seara asta. Pentru mine luna plină este prezentă 2-3 zile înainte, 2-3 zile plus după. Aș vrea, cred că m-ați ajutat și voi să mai împrăștii ceva din tensiunea pe care se pare că și voi ați simțit-o foarte intens. Am mai făcut un ceai de lavandă. Am aprins lumânare cu lavandă. Și am aprins și tămâie. În mod special la această etalare. Uneori mai aprins tămâie, dar acum chiar am simțit nevoia să aprind și tămâie. Și înainte să încep etalarea, eventual să vă arăt opțiunile. Ia uitați. Dați o lecuță. Da? Așa, 1, 2 și 3. Puteți să vă puneți pauză. Am lângă mine și asistenta. Asistenta Merlin, neagră, ca noaptea, pe care de-abia o găsesc ziua, cu atât mai greu noaptea. Dar e aici lângă mine, lângă noi, ne susține. Înainte să încep etalarea, voi aveți timp să vă gândiți și eu să fac o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihael, Umis Moli, Gabriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahurai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinat. După cum vedeți, deja am ales câteva cărți la fiecare set de cărți. O să discutăm despre ele când va veni momentul fiecăruia. Haideți să începem cu primul număr. Primul număr care a primit 10. Nu e justiția, dar este ceva neplăcut, prin care probabil că ați trecut și se încheie un ciclu, ori de probleme, ori de dureri, ori de boală. Se pare că încheiați ciclu pentru că a venit acest câmp de vise. Probabil că în acea perioadă de suferință vă proiectați în afară. E o metodă, e o practică adesea. Sper că mulți înțelegeți că prin gândurile astea mai frumoase, reușim să ne vindecăm și să manifestăm un viitor. Ceva mai bun, nu? Apoi, Coming to Life, Magic Mapshifter și Strength. În continuare a venit Communal Dance, Temple, Burning Hero și Sensual Awakening. Aveți iar, ce aveți? 52, 44. Este un număr maestru, 4 și cu 4, 8. V-ați luptat? V-ați luptat. E interesant că apare puterea și această imagine mi-aduce aminte, ia să așa, e mai elegant. Mi-aduce aminte, cred că și unora dintre voi care totuși ascultați tarot de ceva timp, de imaginea puterii în tarot, o femeie cu un leu. E o luptă cu ego, cu oamenii egoiști, cu narcisiștii, cu ambițiile, fricile, variantele noastre negative. Dar, într-adevăr, această luptă a adus multă durere. Interesant că e o coasă. Aș spune că vine și un soi de moarte și transformare. Dar nu mă refer la moarte fizică, mă refer la transformarea aceasta despre care am tot vorbit astăzi. Pe postarea pe care am făcut-o și prin video, micul video pe care l-am descărcat mai devreme. Sunt niște oameni care suferă, au suferit, poate că faceți parte din ei, dar se încheie acest ciclu. Eventual, da, lupta aceasta v-a făcut mai puternici. Se schimbă energiile. Se schimbă energia, este timpul divin
să vă eliberați 5 cu 2, 7. Să vă, 7 e faetonul, să plecați din acel spațiu, din acea luptă, din acea, să zic, încrâncenare și să manifestați altceva. La fel de puternic sau nu la fel de puternic, și mai puternic. Trebuie să veniți, să ieșiți la viață. Unii dintre voi, poate în această luptă și în această suferință, v-ați, sau poate persoanele cu care aveți de-a face, nu știu, voi știți. Nu pot să spun exact că e vorba de voi sau de oamenii cu care relaționați. Dar să spune că dacă ar fi vorba de voi, încheiind un ciclu dureros în care v-ați luptat, ați simțit că pământul este pe umerii voștri, acum demonstrați putere și nu doar că îl ridicați într-un singur braț, dar îl ridicați cu grație și îl și transformați. Ați înțeles că schimbarea începe din voi. E timpul să vă schimbați, probabil că timpul acesta e mai din urmă, ați început să vă schimbați de ceva timp, dar acum simțiți energetic că ieșiți la viață. Ce vreau să spun, poate în această luptă, în acel ciclu, că e 10, încheiat, ați simțit că vă împietriți, că vă pietrificați sufletul, ființa, dar transformarea s-a produs în fluture. Prin prezența cuiva, prin proiectarea voastră pe un câmp de vise, prin idealurile pe care vi le-ați păstrat, prin comunicarea 2 și cu 1, 3, prin comunicarea cu alte ființe care aveau o altă viziune optimistă, poate chiar cu ființe nepământene pentru unii dintre voi, da? Ați reușit să treceți prin această luptă. Și am zis, nu că nu mai purtați pământul pe umeri, dar îl purtați cu grație și faceți un salt. Că cineva mă întreba în cât timp poate sau cum să accelereze creșterea. Vedeți, faceți un salt. Faceți un salt astronomic, conștient, inconștient, veți trăi și veți vedea. Dintr-un spațiu dureros, într-un alt spațiu ideal. Și se pare că și cărțile acestea confirmă. Poate 5, interesant, 5 reprezintă în tarot marele preot. Iar 3 apare, 3, comunicarea cu cineva care trezește eroul din voi, aș spune. Și nu doar erou, dar trezește și o energie senzuală. Dacă, am zis, dacă v-ați împietrit sau v-ați întărit, v-ați amorțit niște simțuri în acele probleme prin care ați trecut 10 și 8, 8 e casa 8-a scorpionului, a morții și renașterii, că tot am vorbit de coasă, da? Am spus, e posibil prin comunicarea cu cineva să se trezească, da, foc, foc, dar nu e doar un foc sexual, senzual, 6 și cu 4, 10 iar, o nouă manifestare a voastră, acest erou interior care zăcea în voi, împietrit, dar, sau împietrită, dar care a fost scos la viață. 2 și cu 9, 11, avem iar... Iar, nu știu de ce fi zis iar, avem numărul flăcălor gemene, poate flacăra voastră geamănă pe care o știți sau poate nu știți. Poate nu ați întâlnit-o, dar poate evoluează într-o etapă, eu știu, frumoasă și evoluția flăcării voastre gemene sau unui suflet pereche foarte special vă ajută și pe voi să schimbați energia. Și vă veți întâlni eventual. Și zic de flacăra geamănă, poate și din cauza că vă pe cei doi într-un dans în comunitate. O lucrare comună, cinci marele preot. Probabil că vă veți întâlni, ori v-ați întâlnit cu cineva, ori vă veți întâlni cu cineva la un moment dat, la o lună plină, și veți intra în acest vârtej, a spune, al creației, nu doar al senzualității. E o senzualitate trezită. Este o senzualitate, cum să-i spun? Da, este Kundalini care se trezește. Este o senzualitate spirituală, nu religioasă, ca să faceți diferența, spirituală. Forța aceasta de creație nu se manifestă doar în fizic, în plan fizic, ca la
relațiile karmice. Vă ajută să vă transformați în cuplu sau, eu știu, în viitorul cuplu, dacă vă transformați separat, să vă atrageți flacăra geamănă și, în primul rând, să vă construiți un templu interior. Și odată construit acest templu interior, veți putea să vă simțiți în siguranță și să vă atrageți, iar, repet, atrageți două cupluri aici, același cuplu, de fapt. În fața unui templu, am spus de câteva ori, acesta mi-aduce aminte de Statuia Libertății și iar este o comunitate. Și acest cuplu parcă ar vorbi în fața unor oameni, vedeți? Parcă ar vorbi în fața unor oameni. Aș spune că, într-un fel sau altul, repet, vă atrageți flacăra geamănă, eu știu, nu știu, variază de la om la om. Poate v-ați întâlnit-o, poate n-ați întâlnit-o, dar evoluția lor vă ajută și pe voi și nu doar evoluția lor, intuiția 2. Intuiția v-a atras într-o altă zonă ideală, pe un câmp de vise, care v-a susținut această transformare, aș spune, sau vă susține. Puteți să puneți ce timp vreți voi, prezent, viitor, trecut, e alegerea voastră în funcție de cum simțiți voi că se adaptează mesajul la viața voastră personală. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin de luna plină. Wow, ce-au sărit cărțile. Acestea au rămas cu spatele, acestea cu fața. Regina de cupe și soarele. Sensual awakening. O trezire a senzualității, a energiei feminine, a lui Shakti, a lui Kundalini, cum vreți voi să-i spuneți. După o perioadă de stagnare, că venise și spânzurat-o invers. Acestea care au fost cu spatele le pun în continuare. Și mai aleg încă... Regina de cupe. Poate soare în pești, interesant. Deși avem soare în fecioară și luna în pești, probabil că totuși există cineva... Ia uite la capătul setului de cărți, două cupe. Un suflet pereche vă încălzește sufletul, vă ajută să vă vindecați, să comunicați cu alte spirite, cu alte dimensiuni și, în primul rând, cu intuiția voastră. Că cei care ascultă tarot deja sunt... Cât ar fi de sceptici, au deja deschidere către o altă cale. Și credeți, nu credeți, în alte dimensiuni, în alte vieți, această trezire, această deschidere trezește în voi noi capacități, aș spune, de exprimare. Și artistică, și spirituală. Ce mai simt? Simțiți energia din jur, eventual, dacă nu o simțiți, urmează, dacă ați fost în această pietrificare, o veți simți, ia uitați, o veți simți. Dacă aici globul este locuit de un singur pom, aici deja globul luminează. Nu mai același glob, dar nu contează. Ideea este că este energie. Nu mai e materie, e energie. Simțiți că tot ce e în jur este energie. Veți simți. Și veți simți că sunteți chemați cu Burning Hero și Soarele și Communal Dance și Templu. Sunteți chemați la o nouă viață în care trebuie să exprimați în public ceva, să aveți o lucrare până vă întâlniți flacăra geamănă, în cazul în care nu v-ați întâlnit-o, să faceți lucrarea voastră personală, să exprimați transformarea voastră, că de fapt asta e ideea, să exprimați transformarea voastră, să povestiți unora altora prin ce ați trecut, cum v-ați ridicat, ce ați simțit și așa mai departe. Dar simțiți energie, simțiți forțe pe care nu le-ați avut până acum, interesant. Unii dintre voi veți simți niște forțe. Iar chestiunea la nivel tactil. Simțiți că în mâinile voastre, sau mai bine zis, atingerea voastră are un anumit efect. Și asupra voastră, și asupra celor din jur. Regele de monede, interesant, ar fi o persoană aici
Eremitul, aceștia doi sigur seamănă a Taur, Fecioară sau Capricorn și 6 de bâte. Aici iar o energie feminină, deși nu e obligatoriu, dar... Am spus, este pietrificat semn de pământ, ar putea să fie aici. Persoana care a fost prea fixată pe material, pe practic, pe logic, pe pământean, este chemată, suferă o transformare, își înfruntă demonii prin acest ciclu de suferință, 9 și 10, își înfruntă demonii, eu știu de cât timp, poate sunteți voi, poate e altcineva din viața voastră, e o energie posibil masculină, nu obligatorie, dar posibil masculină, cu care probabil nu ați discutat de ceva timp. Nu știu ce sunteți, bărbați, femei, vedeți unde vă regăsiți. Dar după această tăcere, după această introspecție îndelungă, prin care acest personaj trece, a zis, se schimbă energia. Și probabil și atitudinea persoanei care a stat, ce a meditat, ce a analizat, ce a fost prea fixată pe aspectul material și mai puțin pe cel spiritual. Eventual, dacă voi vă regăsiți aici în Regina de Cupe și Soarele, persoana care simte în mâini universul, energia din jur, ca și mine, a simțit suferința și bucuria celor, eu știu, din preajmă și celor de la distanță, posibil acest personaj să-și dorească o victorie cu voi. Nu știu dacă doar pentru că străluciți, doar pentru că sunteți independenți, să le arătați ce să le arătați? Să le arătați că viața poate fi trăită un pic în afara zonei de confort. De fapt, viața e mai interesantă în momentul în care trezești acest erou. Burning hero, erou, ambele vorbesc despre eroism, despre victorie, despre învingerea unor demoni, a unor frici, a unor situații. Ca să puteți străluci. La capătul setului de cărți, asul de spade. O trezire. Ia uite și nebună. O trezire. Dorința voastră sau, eu știu, persoane cu care aveți de-a face de a începe ceva nou. De a lăsa, ia uite, de a lăsa în spate ce? Stresul, durerile, oamenii care vă au o durere de cap, obiceiului de a vă îngrijora mai mult decât e cazul. Și a fost o comunicare, sau urmează să fie o comunicare, care va aduce și multă pasiune. Am zis, dezgheață, dezgheață, burning. Dezgheață acest foc interior din ființa cuiva care se împietrise. Prea pragmatic, pragmatică. Iar câinele lupul este foarte important pentru acest personaj despre care vorbesc. Hai să vedem alt mesaj. Pentru numărul 1. Luna plină în pești. Interesant, vedeți, a apărut și simbolul fecioarei, că suntem în zodia fecioare și simbolul peștilor, sau rac, sau scorpion. Avem și leu, avem și săgetător berbec, eventual, dar mai degrabă leu. Dacă ar fi să ne fixăm pe zodii, dar eu nu m-aș fixa, eventual, poate ca aspecte, sau, eu știu, poate ascendent, Venus, ce mai aveți, Marte. Mesaje de la înger pentru numărul 1. Ce mai simt? Dacă este tăcere între voi și acest personaj, dragii mei care sunteți aici foarte sensibili, foarte radianți, radiați și în întuneric, radiați și în tăcere, radiați și... Și oricând.
Și din cauza asta sunteți chemați să împărtășiți lumina voastră cu restul, cu publicul, cu universul și să nu-și fiți prea izolați. Și dacă cineva vă izolează, din diferite motive, mergeți către victoria voastră. Victoria voastră eventual vă va atrage alt personaj victorios. Dacă ei vor să facă parte din acest dans public, sau mai bine zis, misiune publică, foarte bine. Dacă nu, vă veți găsi pe altcineva care va fi alături de voi. E o lucrare publică. Clar. Lucrurile sunt mai profunde decât par să fie. Numărul 22 să fie important pentru unii dintre voi. Să fie destin, numărul de destin sau vreo dată de naștere, nu știu. Și iertarea iar este foarte importantă. 2 și cu 9 apare iar, vedeți? Interesant, 2 și cu 9. Probabil că trebuie să iertați personajul. După cum a picat regele de monede aici, ar putea acesta că reprezintă materia, da? Moneda, materia, pământul. Acesta probabil trebuie să ierte situația în care s-a luptat sau situațiile care, sau oamenii. Da? Oamenii creează situațiile care l-au împietrit. Să ierte. 2 și cu 9. Să analizeze, să înțeleagă. Da? Și să-și găsească lumina. Voi eventual sunteți aici. Exemplu, regina de cupe și soarele. Exemplu, de personaj care și-a găsit soarele, focul interior, soare în suflet. Știți cum îmi place mie să zic. Și care îl împărtășește din când în când. Pentru că n-are altă variantă, oricum radiază. Și atunci, decât să radieze în fața stelelor, oricum ele te recunosc, nu? E o discuție, e o conversație interioară cu alte ființe care radiază, da? Care luminează. Eu cu radiatul nu știu ce am, în fine. Dar, din când în când, trebuie să ieși în față și să spui cine ești, ce simți, cum gândești, cum am făcut și eu asta și fiecare face în felul său. Deci, acest personaj, cel care se transformă, coming to life, trebuie să ierte, eu știu? Lucrurile sunt mai profunde decât par. Mesaj pentru amândoi. Eventual. Privește la puterea interioară. Ia uite, e o legătură spirituală. E o legătură spirituală despre care am tot vorbit într-un fel sau altul până acum, care ajută. 2 și cu 6. Ia uite, 11. Iar am 2, 11, da? Iertați energiile karmice care v-au ținut pe loc. Și aveți încredere că sunteți puternici? Proiectați-vă, cum a zis mai devreme, într-un câmp de vise. Nu e vis. Este o altă dimensiune despre care o să mai discutăm cândva. Lucrurile sunt mai profunde. Probabil interesant, probabil că cineva a fost afectat din copilărie. Dar unul dintre voi, chiar dacă s-a transformat înaintea celuilalt, nu înseamnă că nu a trecut prin situație similară. Ar putea să înțeleagă și dacă înțelegeți, e bine. E bine. Energia feminină dă mână cu mâna cu energia masculină. Îl cheamă. Îl cheamă. La această lucrare publică. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper că îi veți găsi sensul în timp. Pentru etalare de lună plină, eu știu în cât timp se manifestă, lucrurile se întâmplă. Dar ritmul variază de la om la om și cam asta e. Oricum, în orice situație ați fi, lăsați această energie creatoare să se manifeste în multe feluri, nu doar prin sexualitate. Și nu uitați că sexualitatea poate fi și sacră. Cam atât deocamdată. Numărul 2. Cei care ați ales acest set de cărți. Hai să vedem.
Au venit două, turnul și soarele, interesant. Dar ce drăguț, vedeți, soarele apare într-un fel sau altul de două ori, 19 este numărul soarelui în tarot. 3 și cu 1 este numărul împăratului. Aș spune că după situații neașteptate, zbuciumate, după haos, vă veți găsi, ce? Împăratul echilibru, echilibru interior. Soarele în suflet, cum îl ține și pe sufletel, da? Și veți înțelege că soarele înseamnă lumină, renaștere, vindecare, veți înțelege de ce a trebuit să treceți prin situația respectivă. Cum erau cărțile, oare? Cum le-am pus eu? Așa. Flying și Secret Pool. Un soi de ape sacre și zbor. 4 și cu 7? 11. Iar dacă vorbim de renaștere, 20. Veți zbura peste situațiile acestea foarte intense, neașteptate. Și va fi o trezire. O trezire care vă va duce foarte, vă va scoate dintr-un labirint, dintr-un turn, dintr-o închisoare, dintr-o... Și când zic de închisoare, nu mă refer la o închisoare fizică, eu știu, mă refer la un sistem de a gândi. Și de a trăi viață. Să mai vedem ce era. Acestea mai era. Cleaning house, into, Diana și follow the leader. Interesant. 4, iar apare 4, împăratul, 40. 7, faetonul. Și 7, 3, 7. 4, 7. 4, 7, 3, 7, 7. Probabil că 7 e important. 7, 7, 7 e important pentru unii dintre voi. Iar 4, 3 și 1, 4, 47 și 40. Regăsirea. Trebuie să mergeți mai departe. De fapt, turnul care în tarot este reprezentat de numărul 16 se reduce la 7. Adică ar fi bine să plecați înainte să se dărâme acest sistem ca să vă puteți găsi soarele. Probabil că acolo, în acel sistem de care trebuie să vă curățați și să vă îndepărtați cât mai repede, nu vedeați niște lucruri, erați într-o stare de, vedeți, mister total, de neînțelegere, de confuzie, bâșbâiați în întuneric, în acel turn. Dar dacă ați rezistat atât în acel necunoscut, care părea cunoscut, care părea confortabil, veți rezista și în această nouă cale, follow the leader, aș spune, care vă duce către stabilitate. Timpul, vedeți, e timpul, time, it's time, să vă găsiți soarele interior, să creșteți ca un pom, ca un stejar. Dar aveți de făcut ceva curățenie, cum fac eu, cum am spus că fac, curățenie. Și nu neapărat în spațiu, cât o curățenie energetică și mai ales interioară. Să vă eliberați de ce v-a influențat până acum. Ce v-a influențat până acum. Stai, care erau? Eternal touch, drop into your heart. Și apoi, heaven. Rings of Jupiter. 44, iar 4, 47, 40, 44. Foarte important pentru voi. 4. Adică regăsirea stabilității. Iar 70, 7, 3, 7, 4, 7, 7, iar. E un număr foarte special. Este Saturn, sunt lecțiile saturniene grele, dar necesare. Eternal touch. Poate unii dintre voi v-ați întâlnit cu un personaj foarte... senin, nu știu. Sau voi sunteți
chema să vă regăsiți acest soare, această seninătate. Dar 27, 37, 47, interesant. Trădaci. Ring of Time, că tot am vorbit de Saturn, inelele lui Saturn, inelele lui Jupiter, inele, inere, interesant, Jupiter și Saturn ambele au inele. Două tipuri de inele, să zic, două tipuri de angajament. Probabil că unii dintre voi, ori ați avut a face cu un personaj care era căsătorit și ceva se zdruncină și se reface legătura, sau mai bine zis, se creează o legătură între voi și acest personaj, o legătură mult mai spirituală, mult mai suavă, mult mai optimistă față de legătura anterioară, că era karmică, era greoaie, era prea încorsetată, încarcerată în, eu știu, reguli, că asta e Saturn. Și de-aia trebuie să se întâmple turnul. Saturn este reprezentat și de diavol în tarot. Da, de 15. 5 cu 1, 6, bine. Nu știu acum pentru cine vorbesc, dar cineva are parte de o atingere foarte specială, o atingere eterică, atingere care, sau cineva îl atinge, sau o atinge, sau îl atinge, într-un mod out of space, îmi vine în gând, într-un mod nu miraculos, divin. Își simte sufletul momentul în care e atins, sau poate voi, momentul în care atingeți pe cineva anume, vă simțiți sufletul și sufletul vostru și sufletul lor. E o atingere eterică care direcționează direct către inimă și vă simțiți ca în rai, ca în rai, da. Ca și când ați ca în rai, ca și când ați zbura. Dar ca să se manifeste această uniune dintre voi și cineva cu care veți simți sau cu care ați simțit sau cu care simțiți, iar vă puneți timpul cum vreți, că sunt niște cărți superbe aici, care vorbesc de senzualitate, de o dragoste divină, de rai, de ceruri, de emoții sacre, de soare în suflet, cum am spus. Pentru asta este nevoie de un al doilea subiect, să zic. Nu e doar un subiect, sunt două subiecte, două personaje, două idei. Da? Că ei se separă, că voi vă separați, că amândoi vă separați și aici un tur și aici un tur și aici o construcție, da? Nu vă fie teamă, pentru că dacă urmați lumina, follow the leader, leader fiind aici lumina, da? Vă găsiți echilibru și veți putea crește, repet, în primul rând individual și apoi în cuplu, dacă e vorba totuși de un cuplu. E posibil că sunt două tipuri de inele și șase apar la îndrăgostiți, da? Șase. Două tipuri de inele. Se trezește... un anume tip de credință, de senzualitate, de dragoste. De dragoste care nu are frică, aș spune. În voi, eventual în personaj, dacă mai e un personaj, repet, în viața voastră cu care relaționați și intuiți că ar putea să facă parte din poveste. Hai să vedem. Eternal touch. Aceasta a fost pe masă, dar e roata norocului invers.
Probabil că are legătură cu regele de monede și asul de spade. Imediat. Și regele de foc, interesant. Carte, iar numărul 2, 7 de monede invers și 2 de cupe și asul de bâte și marele preot, că tot vorbeam de inele, dar diavolul și valetul de monede. Am spus că este cineva care a stat în această încarcerare, în acest sistem de gândire, regele de monede, gândire practică, materialistă sau, eu știu, așa a fost educat regele de monede, să facă bani, să se ducă, eu știu, să aibă grijă, să-și respecte familia, sistemul, jobul, eu știu, sistemul în care a fost crescut. Dar felul acesta de a fi, al cui o fi, nu știu despre cine vorbesc, e totuși o energie masculină aici. Îl ține pe loc. Sau o ține, îl ține pe loc. Dacă sunteți femei și aveți de-a face cu un asemenea tip de om, dar care nu dorește să se schimbe, comunică... O să vedem, vreau să, mai întâi vreau să clarific cum comunică. Nu știu dacă e vorba de voi aici. Nu vă spune tot despre viața sa, valetul de spade, nu spune tot. Spune foarte puțin. Poate că își dorește să comunice despre această stagnare. Dar cu cât stă mai mult în această situație, cu atât va fi mai greu în momentul în care turnul, separarea, trezirea se va produce. Apare și 7 de monede, dar a venit invers. 7 de monede așteaptă. Muncește cu răbdare. Dar a venit invers. Ori cineva nu mai are răbdare, ori voi nu mai vreți să investiți în această relație, nu știu. Este vorba de totuși de niște suflete perechi care simt o mare pasiune. Dar posibil interesant este un personaj, cel puțin unul, este căsătorit. Chiar dacă este căsătorit, am vorbit de diavol la un moment dat mai devreme, nu? Când vorbeam de sistem 15-16 din tarot. Este căsătorit, poate are și copil și este stă pe loc în acea căsătorie pentru un copil eventual, pentru niște bani sau trebuie să dea bani pentru un copil, nu știu, e o situație toxică acolo. Altfel, într-un mod neașteptat a venit și dragostea, a venit și întâlnirea dintre voi. Eu zic că întâlnirea dintre voi este acea atingere eterică care cheamă acest personaj să-și schimbe sistemul de gândire, felul în care a trăit relațiile, chiar dacă sunt relații karmice, că am vorbit de două inele, da? Căsătoria, am zis, înainte să apară tarot și altfel de legătură spirituală, sublimă, subtilă, eterică, divină. Ia uite turnul cum a venit. Ia uite, dar cu ce cărți? Împărăteasa, lumea și turnul. Wow. Împărăteasa este această femeie care poartă soarele în brațe. Și cine poartă soarele în brațe, ce face? Luminează, deci conduce. Probabil că dacă sunteți voi doamnelor sau oricine ați fi, puteți să fiți bărbați cu o energie feminină trezită, da? Împărăteasa soarele, care sunteți deasupra lumii.
ați încheiat multe capitole, ați învățat foarte multe. Dacă simțiți că stați pe loc în preajma acestui personaj, nu mai investiți în ei și apare de două ori turnul și vă separați. Îi lăsați să aleagă între dragoste, interesant, și karma și relația karmică. Cărți. Și totuși acea atingere, am senzația că își va face efectul, pentru că este prea profundă, vibrează prea departe, până în inima cuiva și până în, eu știu, dimensiune în care v-ați mai întâlnit. Știu că sună ciudat, dar asta e, transmit mesajul. Vedem o carte. Ce aduce acest turn, că apare de două ori? Voi vă veți găsi echilibru, chiar dacă v-a dezechilibrat un pic situația, vă veți găsi clar echilibru. Poate vine altcineva, nu știu. Deocamdată n-a apărut niciun as, să zic că ar veni cineva. Dar hai să ar fi după turn. Ce era asta? Marea preoteasă. Sunt niște secrete. Interesant. Nebunul justiția. Cineva, da. Cineva, probabil că acest personaj trebuie să aleagă între fericirea, atingerea eterică, izvorul acesta 22, ia uite, izvorul tămăduirii, emoțiile acestea profunde, înălțătoare 10 de cupe și relația karmică, contractuală, saturniană. Poate și altfel de contracte, poate nu fi căsătorie, poate sunt alte contracte, variază de la un om. Și acest personaj, justiția trebuie să aleagă, da? Să discearnă. Ce face? Mai stă în acest turn până se dărâmă, că dacă îl prinde, eu știu, cu tremurul în acea clădire, în acel sistem, sau pleacă înainte. Voi le-ați arătat drumul, voi le-arătați drumul, a zis follow the leader. Sau cineva vă arată drumul. Nu știu unde sunteți în această poveste. Soarele e aici. Vă arată calea. Trebuie doar să îndrăzniți. Și să vă ascultați intuiția. Apropo de unknown, trebuie să aveți încredere. Dacă ați rezistat în acea situație sau dacă au rezistat în acea situație, ar trebui să aibă încredere. Teoretic ar trebui. Hai să mai mergem. Hai, presta. E un mister 8 de bute. Și mai ce? Pentru că se termină așa un pic în coadă de pește. Și nu vrem. Ia, uite. Extraordinar. Nu știți. Deci după această separare e un mister, este un secret. Ori ei, ori altcineva va veni înspre voi. Cu ce? Ia uite, flacăra voastră geamănă, împăratul vostru, că tot am vorbit de împărat, îndrăgostiți-l. Ori ei urmează lumina voastră, ori altcineva va fi ghidat de lumina voastră. Chiar sunt alegeri importante de făcut. Dar chestiuni care țin de casă, de sistem de gândire, de... ce ar mai fi? Dorința de a avea control. Regele de bâte pe care l-am văzut mai devreme. Da, trebuie să aleagă. Între relația care ține pe loc la 4 de spade, fără... De care trebuie să se și curețe? Și sufletul pereche față de care are pasiune. Bănuiesc că sunteți voi aceștia. Sau dacă nu sunteți voi și voi trebuie să faceți transformarea, știți voi despre cine vorbesc. Hai să vedem. Mesaj de la înger pentru numărul 2. Deci, într-un mod neașteptat. Misteriu, avem turnul, misterul.
Și apoi călătoria aceasta și comunicare, dacă nu e călătorie, comunicare. Dar ar putea să fie ambele. Posibil cineva vine de la distanță, de peste hotare. Împăratul și împărăteasă, interesant, wow! Dacă voi sunteți împărăteasă, vine bărbatul vostru divin. Dacă ei vor să fie, trebuie să renunțe la sistemul, la clădirea, la relația în care stau, la contractele în care sunt. Și să accepte ce? 20 renaștere. Ca să renaști, trebuie să fii murit, nu? Trebuie să renunți, trebuie să te transformi. Aveți compasiune față de cei care nu reușesc să fie la fel de puternici ca voi asemenea. Ia uite, încetiniți un pic. Și? Că tot e Mercur retrograd. Încetiniți un pic. Lăsați-vă eventual purtați de visă, de intuiție, că tot am văzut Marea Preoteasă. Da? Conectați-vă măcar în vise la flacăra voastră geamănă. Treceți poduri, dimensiuni. Visați. Am zis, de mai multe ori visați. Și manifestați în vis cuplu ideal, casa ideală. Perechea ideală, iau-te cei doi îmbrățișați, dansând. Imaginați-vă că tot e luna plină în pește. Ce pare? Vai, ce frumos! Frumoasă! O nouă dragoste. E posibil să fie o nouă... A, nu! Am zis nouă dragoste, dar vreau să zic... A ieșit altceva, n-am văzut bine. I love you. 20-20. Probabil că cineva vă va face o declarație. Dacă nu, nu uitați să vă iubiți pe voi. Să vă puneți pe voi deasupra tuturor. Interesant cum vine turnul. Lumea. Să vă puneți pe voi dragostea față... Dar nu la modul egoist, dragii mei. Nu, știți despre ce vorbesc. Nu stați pe loc pentru nimeni. 8 de bute înseamnă expansiune. Acceptați separarea, dacă e necesară, acceptați-o. Conectați-vă la intuiția voastră și aveți încredere că vă veți extinde în funcție de ghidajul divin pe care îl primiți la momentul respectiv. Între timp, am zis că tot e Mercur retrograd, dați-vă timp să mai și visați, să vă întoarceți privirea către lumină. Poate că ei ar trebui să întoarcă privirea către lumină și să declare ce simt. Oricum, da, cineva trebuie să aleagă dragostea. Iar e vorba de odihnă. Odihna asta e necesară unor ca să primim mesaje de la divinitate. Mai ales după perioade foarte intense. Turnul este epuizant. Apare de două ori turnul. Și atunci... Și am văzut și diavolul care consumă energie, da? Dați-vă timp să vă relaxați, să vă odihniți, să vă curățați energetic. Întoarceți-vă privirea către soare, către dragoste împărăteasă, soare împărăteasă, lumină. Spuneți-vă că vă iubiți, că e foarte important să vă iubiți voi. Și în momentul în care știți că vă iubiți, știți că nu e dovadă, trebuie să vă alegeți pe voi. Nu trebuie să așteptați să vă aleagă altcineva, trebuie să vă alegeți pe voi. Și dacă ei vor să vă urmeze, bine. Și va veni altcineva sau nu știu cine va veni, ei sau... Oricum, vă veți întâlni cu flacăra geamănă. Nu știu dacă e acest... Aici vreau să spun, nu știu dacă e acest rege de monede. Pentru că nu apare totuși nicio transformare. Poate că este. Poate altă persoană. Veți trăi și veți vedea. Oricum, vă veți întâlni cu perechea voastră divinare, împăratul și împărăteasa, 4 de bute, îndrăgostiții. Da? Vă veți întâlni cu perechea voastră divină, cu flacăra voastră geamănă sau sufletul vostru pereche, acela special. Nu karmic. Karmic a fost aici. Și acela trebuie să pice și de acela trebuie să vă eliberați.
în acel personaj nu trebuie să mai investiți sau ei nu trebuie să mai investească în ce îi ține pe loc sau departe de voi. Da? Trebuie să alegeți în dragoste. Dar, repet, trebuie să vă alegeți, înainte să vă aleagă ei, trebuie să vă alegeți voi. Aici e ideea, să ne alegem noi pe noi. Bărbați, femei, ce sunteți? Să ne alegem, să ne păstrăm sufletul curat, drop into your heart. Să alegem să avem legături divine, legături sacre. Pozitive. Înălțătoare. Ci nu situații care ne țin pe loc. Da? Noi, voi, oricine ascultați. Nu? Interesant. Interesant. Sper că v-a fost de folos, sper că ați înțeles mesajul sau dacă nu, că posibil cu Mercur retrograd să nu înțelegeți anumite detalii, în timp să vă dați seama de fapt ce s-a transmis în această etalare. Dar cineva vine de la distanță, nu știu, de peste hotare. Și cine vine de la distanță este fratele voastră geamănă. Și mi-a picat acum turnul. Într-un mod neașteptat. Și a apărut și Marea Preoteasă care reprezintă Mister Secret. Deocamdată probabil, ia uite, faceți voi curățenie în casă, în lumea voastră interioară, renașteți, țineți-vă emoțiile curate. Iar 4 și cu 7, 11, nu? Și veți fi ghidați. În cazul în care nu știți, veți fi ghidați. În cazul în care, dacă vă dați timp să încetiniți un pic și să visați, ar putea să primiți și vise premonitorii. Vedeți. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Hai să vedem. Cum a venit? Scrisoarea și 30 și, și cheia. Scrisoarea și cheia. 2733. Pix of Joy Education. Ah, interesant! 33 de două ori! Wow! 35. Care înseamnă 8 transformare. Prin, se pare, prin educație, prin informație. Sau mai bine zis, informare. Interesant, aici este o scrisoare și cineva citește. Aici, domnul, vreau să zic, nu, în ambele imagini un personaj citește. Probabil că veți primi și 3 înseamnă comunicare, mesaje. Probabil veți primi niște mesaje care vă aduc multă bucurie. În capul setului de cărți. Este o scânteie interesant, cum au fost cărțile. Este... Va fi după o perioadă de separare între voi și cineva, coming apart, 4-6-11, din cauza unor situații care țin de justiție, de dreptate, de alte separări. Separarea voastră implică alte separări. Și separarea aceasta devine foarte, e 15, că-i diavol, toxică. Apare și din cauza egoismului cuiva, dar... Vă învață să și supraviețuiți în plin ocean de emoții, de emoții tulburi din cauza acestei separări. Sper că sunt clară, da? Probabil... Ah, interesant cum vine mesajul. Interesant. Wow! Dați-mi voi un pic. Și mai vine Spark. 34, 33, vedeți? 31, Joy Desert. Bon Collector și 10.
Aș spune că un personaj aduce lumină, un personaj educat, un personaj care citește, care se informează și nu citește doar în cărți, citește în semnele din jurul său, energiile din jurul său, lucrează cu natura, are calități artistice, comunică, pentru că aici este o vioare muzică, comunică într-un mod pasional și creativ și aduce pasiune în sufletele celorlalți și aduce bucurie. 33 pixels of joy. Are cheia la sufletul multor persoane. Sau cel puțin, în momentul în care comunică, deschide uși. Ce mai e pe aici? Între voi, dacă voi sunteți acest personaj sau personajul la care vă gândiți, este la fel. Dar între voi și cealaltă persoană este o distanță, sunt niște ape, sunt niște secrete, 18 luna. Dar, interesant, aș spune că vă simțiți de la distanță, apare lebăda, lebăda este fidelă. 6... Chiar dacă e distanță între voi și acest personaj, e un personaj, totuși, foarte special, care trebuie să renască. Sweet Soul Rising. Și voi chemați, dacă voi sunteți în această zonă de lumină, de cunoaștere, de masterat, 33 de două ori, 33 număr maestru, da? Ține de comunicare, de dragoste, de unicitate, de... Ce mai vreți voi să mai spuneți, să mai adăugați, da? E interesant, 33, 34, 35, sunteți nebuni. Trebuie să chemați, probabil chemați pe cineva la lumină. Scoateți pe cineva dintr-o situație toxică. 13. Acest personaj trebuie să-și primească, să renască și să-și... 20 renaștere. Și să-și primească darurile, ca un soi de inițiere simt. Inițiați pe cineva, poate nici nu vă dați seama că inițiați sau îi chemați la transformare, la renaștere. 13-20 ambele vorbesc despre Scorpion, despre renaștere, da? Dacă sunt mistere, sunt confuzii, luna, frici, că tot avem și 15 diavolul, da? Lucruri despre care nu știți, veți afla. Veți afla, poate, printr-un mesaj. Vi se va transmite. Care e situația? Seat of Heart și Heart of God. Heart of God. Dați-mi un pic timp să ajung. Ce vreau să spun? 10-11. Persoana cu care comunicați trebuie să închidă un ciclu în care s-a blocat. Deci cărarea pe care a mers s-a blocat. Pentru că nu este cea bună. Este în deșert. Sau trece dintr-o stare în alta. Dintr-un deșert trece în ocean tulburi, de emoții tulburi. Și trebuie să-și găsească echilibru. Trebuie să-și găsească echilibru. Trece printr-o separare. Poate că separarea aceasta este de voi, dar ar putea să mai fie și de o altă persoană. Pentru că diavolul pentru mine înseamnă 15, aici e diavolul, numărul diavolului, da? Înseamnă și... Cartea în sine reprezintă individualitate, dar diavolul înseamnă și frici, frica de autenticitate, frica de autenticitate. A spune că acest personaj cu care aveți a face trece prin stări extreme. Dacă până să vă întâlnească a trecut printr-un deșert emoțional,
În momentul în care v-a văzut, v-a întâlnit, a anticipat un anume tip de colaborare, de prietenie, de dragoste, în care voi doi rezistați în timp, pentru că aveți emoții intense. Acest cactus reține emoțiile și face față oricăror situații critice. Dar ca să ajungeți acolo sau ca să ajungă și ei să reziste, trebuie să-și găsească echilibru într-o situație emoțională, poate chiar într-o chestiune care ține de justiție, de... care cuvântul că-mi scapă? De divorț, de rupturi de contracte, chestiuni de genul acesta. Și interesant, aici sunt două persoane, două măști și două persoane reale. Deci, mai ce poveste complicată la numărul 3. De-aia zic, este separarea și de voi, de o separare și de altă persoană falsă, în care ei au fost falși pentru că au avut de-a face cu oameni falși. Două tipuri de separare, repet, care aduc stări extreme. Extreme. De la pasiune, la emoții, de la deșert, la ocean, da? În care, în aceste extreme, acest personaj trebuie să se regăsească, unul, să-și regăsească identitatea. Dacă sunteți voi, luați mesajul ca atare. Dacă e persoana cu care aveți de-a face, pentru că simt că aici este un personaj și celălalt care renaște. Da? Un personaj care sădește, seed of heart, care are conexiune, se conectează la inima lui Dumnezeu, e nouă, Jupiter, expansiune, este casa nouă a călătorilor peste hotare, a educației, înaltă educație, master, doctorat, chestii de genul acesta, altor culturi, da? Jupiter. Dar trecând peste acest aspect, persoana de aici este, hai să arăt frumos, să fiu mai elegantă, este conectată la divinitate. Aduce dragostea. Dar nu orice fel de dragoste, nu dragoste pământeană. Poate să fie și pământeană, dar aduce dragoste divină. Am spus, în momentul în care comunică cu cei din jur, lumea simte bucuroasă, simte pasiune, simte chef de viață. Până și păsările și animale și natura se luminează când acest personaj e într-un anumit spațiu și mai ales când comunică. Când comunică, transformă lucrurile, aduce schimbarea, dar în bine. De-aia, tocmai pentru că e conectat, conectată, ar spune, la lumina divină, la inima lui Dumnezeu. Și uite, așa sădește în inima altora. Și-și cheamă perechea. Ori perechea sa este chemată, chiar de la lungi distanțe, din mari separări, din oceane, din deșerturi, această pereche vine. Ca să, ce? Ca să renască și să-și regăsească darurile. Și voi știți. Sau ei știu. E o așteptare îndelungă. Probabil că după o lungă așteptare, lungă separare, vă veți întâlni, veți afla măcar lucruri despre care n-ați știut, dar poate că ați intuit că trebuie să vindecate, transformate. Și acest personaj care, despre care am vorbit mai devreme, vedeți aici cărțile, vedeți, da? Acest personaj trebuie să dea cu capul de acest zis să-l spargă. Mai fac și eu un pic de teatru, da? Să încheie acest ciclu și să manifeste. Ce interesant mesaj primesc. Ce fioram, mi se face așa pielea... Deci în această relație, acest personaj trebuie să devină independent și să se conecteze la străbunii săi. Să intre într-un cerc al său, energetic, magic, personal. Adăugăți câte cuvinte vreți. Și să se conecteze la ADN-ul său energetic.
Și la străbun, și nu mă refer că vorbesc de străbun, nu mă refer la mama, la tata, că poate aceia n-au fost tocmai grozavi, că se întâmplă să nu avem părinții cei mai minunați, da? Sunt niște corpuri care ne aduc în acest plan, da? Niște corpuri, niște suflete care ne aduc în acest plan. Au o misiune. Dar nu sunt părinții noștri spirituali. Sunt niște părinți fizici într-o anumită viață și uneori nu sunt tocmai cei mai grozavi. Ei, și atunci străbunii ar putea să fie străbunici, străbunici, poate, eu știu, din alte vieți, din Egiptul antic, din, eu știu, culturi asiatice, ce văd aici? Oricum, conectarea la străbuni și la ADN-ul energetic, acest personaj trebuie să-și regăsească niște daruri. Poate că și voi, prin ceea ce oferiți, prin lucrarea pe care o faceți, față de acest suflet pereche, poate o fi flacără geamănă, că o fi suflet pereche, că o fi cine o fi, și voi vă reactivați o anumită aură și cu această aură reactivată, mai primiți niște daruri, că așa se întâmplă. Când termin masterul, când termin doctoratul, mai primești o diplomă. Da? Apropo de numere maestre. Eu știu? Și depășiți un blocaj. Repet, mesajul poate să fie și pentru voi și pentru voi în relație cu cineva. Anume. Ia. 8 de ari este un blocaj din care cineva trebuie să iasă. Un blocaj mental. În care cineva trebuie să iasă. A vrut să iasă, dar hai să vedem. Foarte interesante etalările. Nu mă așteptam să fie așa interesante. Am folosit și altfel de cărți, dar hai să vedem. Apropo de transformare, 13 reapare. Haide, Ela, haide. Curăț cărțile pentru numărul 3. Vișinima Dunamei, Emini Mihaia. Miss Molly, Gabriel, Amelie Knai, Uriel, Aforale, Rafael. Asta a vrut să iasă mult special. Ia uite, diavolul și trei de pământ. Probabil că ați fost puși într-un trio. Am zis că sunt două tipuri de relații. O relație falsă și una reală. Una reală. Două ființe de lumină, dar una nu știe deocamdată că e de lumină. Se știe de piatră, se știe... Da, trebuie să depășească, să-și reactiveze lumina. Da, 15 iar apare, nu? O tentație. Dar tentația vine din partea sufletului pereche, care este ceva out of space. 3 de monede, iau-te și justiția. Nici separare, măi, și 7 de aer, măști, minciună. Pentru banii. Of. Cine a stat lângă, în relația karmică, a stat pentru bani sau persoana respectivă a stat pentru bani cu ei. Ia, veți primi mesaj, mesagerul de aer... Scrisoarea, 5 de pământ și regele de foc. Interesant, vedeți că și aici este activată aura. Da? Și aici este activată aura. Și regele este independent. Dar nu e vorba doar de independență, nu e vorba doar de pasiune, e vorba și de dragoste. Am zis, cineva are cheia la sufletul cuiva. Uite-o. Voi le-ați arătat că au inimă. Că, de fapt, care e diferența între un om și o sculptură, nu? Și între, sau între un om și o piatră, sau între un personaj cu mască și altul fără mască? Unul e autentic, altul nu. Unul are suflet, altul nu are suflet. Ce vreau să spun? Acest personaj, dacă v-a părăsit, are niște chestii foarte complicate de rezolvat și de încheiat. Posibil. Nu zic obligatoriu. Posibil. În acest ciclu și în acest blocaj pe care îl va depăși, și mai ales cu inspirația voastră, dar și cu ajutor divin, voi ați sădit în sufletul lor lumina. De acum încolo, Dumnezeu, știți cum e? Voi puneți
sămânța și apoi Dumnezeu o crește. Am pus răsat de, eu știu, ce în grădină. Ok, m-am ocupat cât a ținut de mine, dar restul Dumnezeu a făcut, da? Restul e lucrarea lui Dumnezeu. Dacă acest om va părăsi pentru că are multe lucruri de rezolvat și este foarte posibil, veți afla adevărul, Messenger of Air, da? Veți afla adevărul cât de curând. Eventual, în momentul în care veți afla adevărul, ce simt, vă va arăta și dragostea pe care o simte, care a început să crească de când ați pus voi sămânță de dragoste, de iubire, de creativitate, de adevăr, de ce vreți voi să mai fi pus, da? Am senzația că vine cu inima pe tavă, în fine. Iar n-am spus ce vreau să zic. Posibil în acest ciclu pe care îl va încheia și din care va trebui să iasă puternic, autentic, rege, cu aura și cu scutul activate, posibil cineva îi face niște, practică niște ritualuri oculte ca să-l țină, dar să-l țină sau să o țină. Dar da. Am mai spus, cineva m-a întrebat, mi-a spus astăzi într-un comentariu, când vorbeam despre suferința asta imensă pe care am simțit-o zilele astea, spunea, eu cred că cineva practică niște lucruri oculte să despartă o pereche de suflete gemene. Dragii mei, sufletele gemene nu pot fi despărțite de nimeni, mai ales de practici oculte. Dacă cineva încă refuză trezirea, transformarea cu totul altceva, fricile personale este un subiect, practica ocultă a altor persoane este alt subiect. Cine practică chestii oculte ca să separe niște flăcări gemene are parte de un mare, mare karmă și își pierde puterile. Am spus-o ca să știți. Nu, cumva să vă duceți pe la vrăjitor și vrăjitoare. Să nu faceți prostia asta, vă rog, din tot sufletul. Bine, eu vă rog, da? Voi faceți ce vreți. Nu vă duceți vreodată să faceți vrăj pentru cineva, pentru ceva anume. Nu, rugați-vă și actualizați-vă puterile apropo de acest subiect. Așadar, dacă v-au părăsit, veți afla adevărul, cum să cere. Dacă v-au părăsit, au regretat. În secret trebuie să aleagă și ei. Ia uite, ar vrea să înceapă ceva nou, astfel de monedă, o relație cu voi, la distanță posibil. Da. Dar trebuie să lase în urmă o soție, probabil, sau un soț. Sau poate voi trebuie să lăsați în urmă o soție, un soț, o mamă, o persoană care vă ține într-un blocaj. Nu sunteți pe calea voastră. Nu sunteți pe calea voastră dacă e vorba de voi. Conectați-vă la energiile acestea despre care am vorbit, la oameni care au această energie. În cazul în care voi treceți prin acest ciclu, conectați-vă. Probabil că știți persoana sau persoane care sunt în această vibrație. Conectați-vă la ei. Dar eu cred că totuși. Vă cunoașteți în principiu. Ce vrea să iasă? Nouă de pământ, iete. Persoana independentă și cealaltă era karmică. Mai dăm o carte. Care asta? Ce fotă? Valetul reprezintă comunicare, valetul de apă. Dacă voi sunteți nouă de monede, aici este nouă. Dacă voi sunteți singure, independente și ei știți, sau dacă nu știți, veți afla că sunt într-o altă relație sau au fost sau se pregătesc să iasă la un moment dat dintr-o relație karmică.
Rugați-vă pentru ei, ce pot să zic. Continuați-vă lucrarea. Lucrarea de a inspira, pentru că nouă de monede pentru mine inspiră. Inspiră oameni la ce? Inspiră la dragoste, la speranță, la inocență, la creativitate, la fluiditate, la iertare. Valetul de cupe înseamnă iertare, da? Înseamnă comunicare. Și cavalerul e comunicare, dar înseamnă e o comunicare în care se manifestă și mișcarea și acțiunea, nu doar verbalizarea. Deci, dacă sunteți aici, doamnelor, domnilor, doamnelor, comunicați în continuare din suflet, cum am zis, parc, din suflet, pentru că vindecați, pentru că 6 de foc. Mi-aduce aminte de ce? De etalarea de la numărul 2. Da? 2 sau 1, nu mai știu. Și acolo era 6 de bâte. Pentru că aveți de inspirat în continuare. Care ideea? Veți afla adevărul despre acest personaj. Păstrați-vă lumina. Dacă ceva vă supără, da. E temperat. Ia uite, da. Acest personaj trece prin mari probleme. Regretă, probabil, sau este dor de voi. Simte pasiunea, sparkul ăsta, sparkul. Scânteia, flacăra pe care ați sădit-o în sufletul lor. Eventual încearcă să se controleze, pentru că, repet, trece prin multe situații dificile. Voi, în această situație, repet, păstrați-vă lumina, capacitatea de a inspira pe ceilalți, darurile, dar nu le împărtășiți cu oricine, mare grijă. Eventual, dacă e cazul să inițiați, într-un anume fel, neapărat ritualic, să ajutați acest personaj să-și regăsească puterile și darurile, faceți-o în continuare, pentru că face parte din misiunea voastră, dar cu măsură, aveți grijă, cu măsură. Dacă simțiți că personajul nu e pregătit, păstrați măsura. Ce mai am de zis? Ia, uite, împărăteasa! Și mai devreme era împăratul. Voi mergeți de... Acest, bă, nu ies ca acest bărbat o să vă vrea pe voi. 3, 3, 3. Voi sunteți aici, împărăteselor. Ori ei trebuie să se trezească la misiunea lor, la individualitatea lor, la, să iasă din energia toxică, din diavol și să te vină împărați. Regi de foc. Oameni care iubesc, care protejează, care manifestă focul într-un mod creator, nu într-un mod toxic, adictiv sau n-au încredere în ei sau sunt prea individualiști. Voi am zis, concentrați-vă pe misiunea voastră, manifestați victorie și abundență și dacă ei vor să încheie ciclul și să manifeste ceva nou cu voi, e problema lor. Valetul de monede, probabil. Ia uite, iar valet. Valetul de aer. Va fi comunicare. Mai dăm o carte, că e un pic cam așa. Și după asta ce se întâmplă? Ce se mai întâmplă? Dar în continuare, în orice fază, să zic, creatoare, de abundență, de spor, de inspirație divină, ați fi, nu arătați, nu puneți niciodată totul pe tavă. Interesant, probabil ceva se manifestă în perioada aceasta, Zodia Fecioare, pentru că pe vremuri Zodia Fecioare era simbolizată de o femeie cu spic în mână, cu grâu. Probabil că ceva se va manifesta în această iute. Mesagerul de foc, cavalerul de foc. Și cavalerul de aer. Ambii foarte rapizi, foarte iuți. Extraordinar acesta, ia uite, împăratul. Împăratul vrea să fie cu voi. Voi sunteți împărătesi, acest bărbat vrea să fie împărat. Eventual al marele preot. Dragoste, wow. Remitul. E o tăcere. Soarele de foc.
Am zis, dacă e o separare între voi, fericirea pe care a simțit-o, lumina pe care a simțit-o, dragostea pe care ați sădit-o în sufletul lor, este blocată de acele probleme și de separarea care apare între voi. Distanță și problemele în justiție sau eu știu ce alte chestiuni contractuale. Această fericire a fost blocată, este blocată și e blocată cât să... Am zis, personajul în cauză, eremitul 10.1 despre care am vorbit, să-și înfrunte demonii, să-și găsească individualitatea și să aleagă dragostea, să aleagă angajamentul, dar față de el, față de voi, față de alte... Față de adevărata sa cale. Aha. Față de adevărata sa cale, nu cea în care s-a blocat. S-a blocat în relația karmică, pe care trebuie să o spargă, da? Să o deblocheze. Își dorește acest împărat să fie cu voi 3 de cupe și să lupte. Chiar dacă pare un ideal de neatins, e unicornul, aș spune că își dorește să lupte pentru această întâlnire cu voi. Voi sunteți foarte atractive, dar nu doar atractive. Sunteți asumate, sunteți sensibile, sunteți victorioase, sunteți responsabile, sunteți abundente, sunteți puternice, sunteți încoronate. Opa, opa! Interesant. Sunteți alese unele dintre voi să transmiteți lumină. Probabil că și voi, posibil, să vă treziți, să vă vindecați un suflet pereche sau flacăra geamănă. Nu vreau să dau, să creez iluzii sau să vă dau, nu știu, povești. Să vă spun povești, dar vă știți, ascultați-vă intuiția, dar ceva se întâmplă. Nu știu acum pentru cine am vorbit, pentru bărbați, pentru femei, unde sunteți, dacă sunteți în zona de lumină sau dacă sunteți încă în separările acelea, chestiile de justiție, drumul ăla blocat pe care trebuie să-l deblocați. Da, dacă voi trebuie să vă deblocați, e cineva care vă ajută. Și bănuiesc că știți acest personaj. Mesajul de la Angel pentru numărul 3. Cât am mai vorbit. M-am mai liniștit un picuț. Eu știu ce mai fi. Protejați-i pe cei, ia uite, iar 10. Pe cei pe care iubiți. Eventual acest personaj vrea să vă protejeze, dar... Interesant, 19, am văzut și mai devreme 19, da? Își dorește foarte mult să se exprime. Poate și prin cadouri, dar... Da, vrea să acționeze, să exprime după o perioadă în care lucrurile au mers foarte încet. Probabil că ați avut răbdare, aveți în continuare într-un anumit fel, răbdare, am zis cu măsură. Vor fi niște minuni, niște binecuvântări, aș spune, probabil că nu vă veți aștepta cu 2 cavaleri, foarte impetuoși, cavalerul de foc și cavalerul de aer. Nu vă veți aștepta la un anume tip de comunicare, de răspuns, de explicații din partea lor. Nu știu. Ideea este că acest suflet... Este un suflet totuși foarte sensibil care trebuie să se trezească și să-și primească darurile. Și voi veți primi în continuare alte daruri pentru că i-ați trezit pe ei. Vedeți 2 lumini. Pentru că i-ați trezit pe ei. Urmați-vă calea, ce pot să zic. Voi știți care e calea voastră, ei încă nu știu. Arătați-le calea multor persoane, nu doar acestui personaj, și arătând calea multor persoane, printre persoanele pe care le ghidați, dacă sunteți aici la 33, 33, 34, 35, persoana aceasta educată, care citește, e ca o mare preoteasă, citește în lumină. Apare spiritul și ghidează în tot ceea ce scrie, ce gândește, ce exprimă, ce... Nu știu, se informează. Dacă îi ghidați și pe alții, printre acei alții, se va afla și sufletul vostru pereche și flacăra geamănă.
Formație vocală. Wow. Interesant ce mai simt acum înainte de încheiere. Că deja în 5D v-ați îndepărtat de blocaj. Se manifestă eliberarea de blocaj. În fine, cam atât. Să mai iau un mesaj? Hai să mai luăm un mesaj cu l-altă venim mai multe. Deși ești la zbor. Hai, încă unul. Numărul 3. Un nou univers, 10 apare de două ori. O nouă lume, un nou univers, să se... Poate chiar un nou cuplu, un nou... Ia, uitați ce trebuia să apară. I love you, a apărut și la voi. Nu mai știu, la numărul 2 a apărut? A apărut acolo. Concentrați-vă pe dragoste, ascultați cu inima. Ei ar trebui să vă asculte, pentru că voi cuvântați. Dar concentrați-vă pe dragoste. Voi transformați dragonii în fluturi, în, eu știu, în pasărea paradisului. 2 și cu 4, 6. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste. Ce mai e? Dragoste, pace, fii autentic. Și creștere spirituală, numai bine, vă pup, ceau, ceau!